Românul care a provocat un accident mortal în Germania și mai apoi a fugit de la locul faptei a fost reținut de polițiștii români. Tânărul din județul Bistrița, Năsăud, era dat în urmărire internațională de către polițiștii germani din primăvara acestui an. Polițiștii bistrițeni au reținut marți un tânăr în vârstă de 27 de ani din comuna Dumitra, pe numele căruia autoritățile din Germania au emis un mandat european de arestare sub aspectul comiterii infracțiunilor de omor din culpă, conducere fără permis și părăsirea locului accidentului. Deși nu avea permis de conducere, tânărul s-a urcat la volan și a provocat un accident într-o localitate din landul german Hasen, care s-a soldat cu moartea unui pieton. În luna martie acestui an, românul a acroșat o mașină parcată și a lovit un pieton, după care a fugit de la locul accidentului. Victima, un bărbat, a murit la câteva zile după accident. Pentru a-l identifica pe autor, autoritățile germane au cooperat cu biroul sirene al poliției române, prin intermediul căreia au beneficiat de date și informații suplimentare. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este în prezent încarcerat în arestul poliției Bistrița-Năsăud până la finalizarea procedurilor de predare către autoritățile germane.